Și Camelia Pătrășcanu. Camelia, bun, bine găsit. Ai venit! Vești bune? Vești foarte bune pentru mâine, cu condiția să fim harnici, să ducem sarcinile până la capăt, pentru că avem șansa să facem treabă bună, dar și să câștigăm de pe urma eforturilor noastre, trebuie să fim ambițioși. Pentru Berbec rezolvă probleme profesionale sau probleme foarte importante mâine. Conflictele fie sunt diluate, fie nu mai contează, pentru că ceea ce contează este rezultatul obținut. Taurii realizează și ei că prin ambiție și stăruință reușesc să-și rezolve problemele. Unele dintre ele sunt vizate și de autorități sau de șefi. Pentru gemeni, fie renunță să se mai ocupe de o problemă pe care nu pot rezolva, nu pot controla, fie primesc un ajutor absolut providențial în tot cazul și pentru ei este foarte bine, chiar și într-un context neplăcut. Pentru raci, o zi bună, mai ales dacă știu să ceară și să primească ajutorul unor prieteni sau chiar al unor cunoștințe care știu să le dea un sfat. Pentru lei, este o zi importantă de putere. Asta se vede și în muncă atunci când au idei sau își impun opinia, dar se vede și în dragoste când sunt capabili să ia decizii mari. Pentru fecioare, vorbim de adevăr și puterea adevărului, dată de cunoștințele lor, de experiența lor, dar și de persoane care creditează fecioarele în acest moment și pun o vorbă bună pentru ele. Pentru balanțe, vești bune din partea partenerului de viață sau al unor apropiați care au rezultate foarte bune și e bine și pentru balanțe. Scorpionii au o zi foarte bună în plan relațional-partenerial, știu ce să ceară omului de lângă ei, dar știu și cum să sublinieze calitățile oamenilor care se simt în felul acesta apreciați și știu să răspundă. Săgetătorii ar face bine să muncească mâine pentru că vin și rezultate inclusiv financiare. În tot cazul se pricep să ducă la bun sfârșit o treabă și o fac foarte bine și ar fi păcat să nu fie harnici. Pentru Capricornie, o zi de inspirație mâine. Sunt foarte tehnici, au soluții, spiritul practic și experiența lor de viață își spune cuvântul, dar reușesc să învețe și pe cineva să-și rezolve problemele. Vărsătorii mai curând își păstrează energia pentru ei sau sunt reticenți când e vorba de sacrificii sau de activități unde nu se pricep foarte bine. Cu alte cuvinte, nu vor decât siguranță și nu se implică decât în activități pe care le stăpânește, așa e bine. Iar pentru pești, siguranța cuvântului, au cunoștințe, au diplome și fac dovada destoinicii lor, mai ales intelectual vorbind. Mulțumesc!